Vă spun bună seara, mă bucur că sunteți alături de mine, bun venit alături de mine. Sunt Ana Maria Scopercea și sunt foarte vorbăreață când am emoții și acum am emoții pentru că vreau să vă dau ceva bun, vreau să vă transmit din entuziasmul meu, din energia mea. Vreau să vă las cu ideea că se poate atunci când ai un obiectiv măreț și când îți dorești ceva cu toată ființa. Se poate în online, se poate de acasă, se poate cu copilul prin preajmă, pentru că eu am putut și sunt omul cu toate limitările din lume. O să vă vorbesc un pic despre mine. Am 32 de ani, de profesie sunt specialist resurse umane, am lucrat 7 ani într-o multinațională, a fost primul meu job, pentru că n-am căutat de lucru decât un an de zile până să-mi dea cineva o șansă și atunci am ținut de serviciul ăla cu toți, cu toată ființa mea. Am încercat să fiu un bun profesionist. Am fost promovată de vreo 2 ori și așa am crezut că asta o să fac toată viața, să lucrez într-un birou, într-o clădire de sticlă. Să merg pentru ora 9 și să vin acasă când dădea Dumnezeu, pentru că niciodată nu știam când o să termin munca și în fiecare dimineață plecam la job cu o durere de stomac. Pe vremea aia nu aveam cunoștințe despre beneficiile gelului de aloe vera, nu știam de produsele astea, foloseam în schimb deodorantul cu săruri de aluminiu. Am folosit deodorantul cu săruri de aluminiu timp de 12 ani. Și eu și soțul meu și credeam că produsele sunt scumpe. Deci am folosit doar atât deodorantul. La un moment dat mi-l comandam fără reducere de pe site, fără să fiu înscrisă și credeam că produsele sunt scumpe pentru că m-am uitat un pic peste catalog, nu știam de concentrație, de calitate, de ingrediente, de perioada îndelungată de folosință a produselor noastre, nu știam absolut nimic pentru că nu intrasem în contact cu un reprezentant, nu mă conectasem cu nimeni din business care să-mi dea mai multe detalii. Deci am intrat în business când a fost momentul potrivit pentru mine și asta s-a întâmplat în momentul în care eram deja mămică. Conștientizam importanța timpului, știam că nu mai vreau să mă întorc la un job care mă ține departe de casă 10-12 ore pe zi, un job care nu mi-adusese suficiente mulțumiri, suficiente împliniri. Simțeam în mine că pot să fac mai mult decât atât, că am mai mult de oferit și nu știam cum. Bineînțeles, nu știam cum. Pornisem în acest drum, la acest drum cu o mulțime de temeri și de limitări. Pe lângă produsele sunt scumpe, credeam că eu nu pot, credeam că eu nu am calitățile necesare, credeam că forever înseamnă vânzare și eram foarte, foarte reținută de partea asta, pentru că în mintea mea să vinzi niște produse însemna să hărțuiești omul, să agasezi, să insiști, ori noi nu asta facem aici, noi folosim niște produse pe care ajungem să le îndrăgim, le recomandăm cu încredere mai departe, cunoaștem oameni, socializăm, interacționăm, comunicăm și vrem să facem bine. A fost nevoie să spun da, cu toată timiditatea, cu toate limitările, cu toate temerile din lume și să am încredere în omul care m-a invitat și în echipa în care am intrat, ca să îmi dau seama că am toate calitățile necesare ca să fac acest business, ca să-mi dau seama că e o companie extraordinară, frumoasă, cu oameni frumoși care la fel ca mine voiau să facă bine și simțeau că au mai mult de oferit decât să rămână într-un job 10-12 ore pe zi. Și de aici încolo a început parcursul meu. Eram mămică acasă de un an și jumătate. Credeam că nu cunosc suficiente persoane. Aveam reținerea asta de a merge spre oameni, pentru că la vechiul meu job lucram la birou și eram eu, doar eu cu laptopul și rapoartele și toată munca mea de corporatistă. O antisocială, trebuie să vă mărturisesc că nu prea socializam cu lumea. Foarte timidă, dacă trebuia să vorbesc în fața a 2 oameni, preferam să fug, să mă rog de altcineva să vorbească în locul meu, atât eram de timidă și
Credeam că nu sunt pregătită efectiv ca să ies în față. Ei bine, atunci când te conectezi cu un vis puternic, când ai o dorință anume pe care ți-o afli și la care te gândești, reușești să îți învingi și timiditatea și temerile și cumva să nu pleci urechea la gura lumii. Bineînțeles că nu am avut susținere, m-aș bucura să știu că dumneavoastră ați avut, eu nu am avut, până și soțului meu a trebuit să-i dovedesc că pot să fac bani din asta. Mi-a spus la un moment dat, ok, ai 3 luni de zile în care să faci treabă, dacă nu faci treabă te întorci la servici, că trebuie să aduci un ban în casă. Am avut 3 luni de zile în care mi-am dorit atât de mult să reușesc, încât am atras alături de mine oameni care, la fel ca mine, își doreau produse de calitate, își doreau să-și mențină sănătatea și își doreau un job online flexibil de acasă. Deci eu provin dintr-un business forever făcut în mediul online în proporție de 80-90%. Am crescut în mediul online și cum am făcut asta? Prin faptul de a fi eu însă, prin postări în care vorbeam despre mine, despre cum am ajutat fetița cu produsele Forever în lupta noastră cu dermatita topică, despre cât de mult îmi place șamponul și cum a ajutat Aloe First în lupta cu căderea părului după o intervenție chirurgicală. Produsele pe care eu le iubesc am arătat prin postări, am arătat prietenilor mei de pe Facebook cât de mult iubesc aceste produse și cât de multe beneficii am datorită folosinței lor. Cam așa mi-am început eu afacerea, cu toate limitările de care vă povesteam, pe care rând pe rând le-am învins prin acțiuni, prin comunitatea minunată din care facem parte, prin echipa din care fac parte, prin sponsorul meu care mi-a fost alături și managerul meu care m-a susținut. Așa încet, încet mi-am dat seama că vânzarea se face din suflet și se face atunci când cunoști produsul, îl folosești și împărtășești mai departe beneficiile lui, că oamenii cumpără oameni, asta înseamnă conectare, asta înseamnă ca tu să transmiți cu energie și entuziasm celor din jurul tău ce beneficii are oportunitatea și ce beneficii au produsele. Am făcut toate astea în mediul online. Mi s-a mai spus în corporație că nu am abilități de lider. Ei bine, leadership-ul se învață, se învață într-un mediu de creștere, într-o comunitate extraordinară, unde îți urmezi liderul și înveți să fii ca el. Și practic toate limitările cu care am început această afacere și pe care s-ar putea să le fi întâlnit până acum, le-am învins acționând. Așa că dacă sunteți în seara aceasta aici pentru prima dată alături de noi, vă spun că sunteți aici dintr-un motiv și sunteți unde trebuie să fiți în acest moment. Este fantastic să dezvolți un business în mediul online, este o provocare atât de frumoasă care te învață să îți asumi și să arăți că îți asumi. Și nu doar cunoștințelor cu care te conectezi față în față, nu doar grupurilor de prieteni și persoanelor cu care te întâlnești fizic, ci și întregii lumi. E fantastic să îți pui sufletul pe tavă în fața unor oameni, recunoscând și împărtășind măreția acestei oportunități. Asta am făcut eu, asta vă recomand și dumneavoastră, arătați că folosiți, că iubiți, că credeți în aceste produse și în această oportunitate și faceți lucrurile să se întâmple. Schimbă-ți gândirea și schimbă-ți viața. Este motoul de început. E exact ce am făcut eu. Vă spuneam că am început cu limitări. Produsele sunt scumpe, eu nu știu să vând, eu nu am calități de lider pentru că așa mi s-a spus la vechiul job. Nu am oameni în preajmă pentru că eram mică și toată ziua mă perindam între parc și casă, parc și casă, primit din gașca de prieteni cu copii, lumea parcă se îndepărtase de noi pentru că nu ne mai întâlneam, nu mai aveam timp de ieșiri cu prietenii, aveam toate limitările din lume. Și multe altele pe care le-am descoperit ulterior, a fost fascinant procesul meu de creștere, dar prin acțiune
am reușit să îmi învin toate limitările astea. A fost nevoie ca eu să schimb la mine foarte mult, a fost nevoie să mă provoc, a fost nevoie să urmez niște oameni care deja au fost acolo unde eu ajunsesem, a fost nevoie să învăț să cred în mine și să mă arunc de multe ori construindu-mi aripile în zbor, cum spune unul din mentorii noștri, Ion Martineri. M-am aruncat și mi-am construit aripile în zbor, alături de o comunitate fantastică, de o companie extraordinară, de niște produse minunate pe care am ajuns să le iubesc și eu și familia mea și toate cunoștințele mele. Nu am avut susținere la început. Dacă nu aveți susținere, să știți că nu e nicio problemă, pentru că voi veți cuceri și acești oameni care acum încă nu vă susțin. Deci a fost nevoie ca eu să dovedesc mie și tuturor celor din jur că se poate ca schimbarea să vină și pentru mine. Cine suntem la nivel internațional? Cine este compania Forever Living? Este o companie fondată în 1978 în Statele Unite ale Americii. Activează cu succes în 160 de țări, 165 dacă sunt bine informată. Cifra de afaceri de peste 2,5 miliarde de dolari. Este în domeniul sănătate și wellness, o piață de mii de miliarde de dolari. E o companie bogată în lichidități, fără datorii, cu 1,5 miliarde de dolari în bunuri și proprietăți. Toate sediile Forever sunt proprietate a companiei. Are o echipă de conducere experimentată și o extindere globală susținută. Cine suntem în România? Activăm cu succes din 1999, tocmai am împlinit 21 de ani. Sediul central este la București, pe Bulevardul Aviatorilor. Este o companie construită pe principii etice. Să vedem ce spune Rex Moon, fondatorul companiei. Vom crea un mediu profitabil în care oricine să poată deveni în mod demn ceea ce își dorește, în care să ne lăsăm ghidați de integritate, empatie și bucurie. Vom crea și vom prețui pasiunea pentru și credința în compania și produsele noastre, precum și în industria din care facem parte. Vom căuta mereu să ne îmbogățim cunoștințele și să menținem echilibrul. Mai presus de toate, vom da dovadă de curaj pe măsură ce vom conduce compania și îi vom îndruma pe Forever Business Owner. De câte ori citesc acest mesaj, simt că sunt unde trebuie și vă mărturisesc de 2 ani și jumătate de când sunt în acest business că am simțit pe propria piele de fiecare dată aceste cuvinte. Le simt, le trăiesc și sunt recunoscătoare că acest om a avut o viziune atât de mare și ne-a dus pe toți la oaltă. Succesul global Forever. Ce înseamnă să faci business-ul Forever și ce înseamnă să faci business-ul Forever în mediul online? Înseamnă să beneficiezi de puterea unei rețele formate din antreprenori care își dezvoltă afacerea din confortul propriului cămin. Cum se face asta? Prin furnizarea produselor direct către consumatori și prin promovarea potențialului oportunității de afacere. Adică promovăm produsele, le folosim, le promovăm și raportat la mediul online este fantastic cât de frumos poți să promovezi produsele printr-o postare, printr-un story, printr-un video, printr-un live. Da, este foarte challenging să faci un live. Stă inima în gât de fiecare dată și tremur, dar pe măsură ce exersezi această abilitate, te perfecționezi și devine tot mai ușor. Și de ce să nu beneficiem de oportunitatea fantastică de a fi prezenți în mediul online, în contextul în care un profil de Facebook ne permite să avem până la 5.000 de prieteni. Și pe lângă Facebook mai avem Instagram, mai avem YouTube. E o șansă extraordinară, complet gratuită, prin care noi putem să facem cunoscute beneficiile produselor și beneficiile afacerii noastre, puterea comunității, puterea unei echipe și tot ceea ce primim noi de la această oportunitate, o putem arăta atât de frumos prin postări, prin materiale, prin filmulețe, prin tot ceea ce facem zi de zi, cu o simplă poză, cu un simplu video. Practic, ce facem în mediul online este să arătăm ce se întâmplă în afacerea noastră.
Beneficiile marketingului în echipă, posibilitate de câștig fără limite, îți stabilești singur țelurile în afacere, sistemul te ajută să le alegi, o poți face part-time sau full-time, opțiuni adaptate nevoilor și angajamentelor tale, beneficiezi de training și sprijin, folosind un sistem de business cu succes dovedit la nivel global. Ai un program de mașină și călătorii globale, ai oportunitatea de construire a unei afaceri globale în toate aceste 165 de țări, cerment bonus, împărțirea unui anumit procent din cifra de afaceri a companiei, pentru că Forever asta face, împarte un anumit procent din cifra de afaceri cu cei mai de top oameni ai companiei. Este un avantaj extraordinar și nu am auzit ca alte companii să facă asta. Pur și simplu este o calificare pe care merită să o atingem. Pe lângă asta, recunoaștere, premii și distracție, energia, entuziasmul unei comunități cu totul aparte. Cu ce ne ocupăm? În primul rând, folosim niște produse de calitate. Vă spuneam că 12 ani am folosit deodorantul fără sărul de aluminiu. E bine, în sarcină am folosit și pasta de dinți. Nu mi-am dat seama că pasta mea de dinți folosită în sarcină m-a ținut 2 luni jumate, 3. Și pe mine și pe soțul meu a fost nevoie să intru în business ca să o cunosc mai bine și să-mi dau seama că, de fapt, eu făcusem o economie, nu doar cu deodorantul, cât și cu pasta de dinți, și să cunosc mai multe produse, să simt beneficiile lor pe propria mea piele, să văd cât de bine fac aceste produse fetiței mele în problema ei de piele și să mă conving de cât sunt de bune pentru noi ca și familie. Deci am folosit produsele, am început să le promovez, le-am început să postez, nici povestioare cu experiența mea cu ele pe profilul personal. Să vorbesc cu cei din jur despre produse, să le spun de alegerea mea de a mă alătura acestei companii și de a începe un business. Am fost plăcut surprinsă să văd în jurul meu persoane care erau deja consumatori, cunoșteau produsele mult mai bine ca mine, folosiseră mult mai multe decât un deo și o pastă de dinți și mi-au devenit clienți și s-au bucurat ca o persoană care se ocupă cu asta în apropierea lor. Și da, am primit și refuzuri, ca noi toți, dar am ales să nu pun focusul acolo și să merg mai departe, să mă împrietenez în continuare cu oameni în mediul online. Cu ocazia asta mi-am învins și tiparul acela din copilărie, nu vorbi cu străinii, a fost nevoie să intru în business ca să îmi dau seama că străinii sunt chiar de treabă dacă îi alegi și rezonezi cu ei și te împrietenești cu ei, mai ales în mediul online. Am primit și comenzi de la persoane străine, mi-au devenit și prieteni, mi s-au alăturat persoane străine și în business, pentru că, da, în ziua de azi, vorbim cu străinii ca să le prezentăm oportunitatea și putem face asta atât de ușor în mediul online. Mai departe, am recomandat mai departe, am promovat în mediul online, mi-am construit echipa. De ce? Pentru că foarte multă lume este încântată de ideea de a lucra de acasă, de a lucra online, de a avea un job flexibil, de a obține un extra venit. Și toate beneficiile acestei companii pe care eu le promovam deja în mediul online, am atras alături de mine persoane care aveau aceleași idei, aceleași dorințe. Am vorbit despre oportunitatea de business, am găsit 5 oameni cheie, practic asta e indicat să facem, să găsim 5 oameni cheie cu care să punem bazele solide ale afacerii noastre. Și să folosim ciclul simplu de dezvoltare al afacerii, îl vom vedea imediat. Instruiește-ți echipa să aibă 20-30 de consumatori. Am făcut și asta, persoanele care se bucurau că am intrat eu în Forever și că sunt noul lor reprezentant. Mi-au comandat câte un produs. Am făcut un grup de clienți cu clienții mei. Acolo postez fiecare zi sau dată la 2-3 zile câte un alt produs. Cine mi-a comandat odată o pastă de dinți, a doua oară voia să comande deodorantul, a treia oară a lui Efforts și așa mai departe. Încet, încet mi-am fidelizat clienții cu alte produse. Bineînțeles, în tot timpul ăsta am postat și pe profilul personal experiența mea cu produsele,
sub formă de poveste. Am încercat să fac conectarea cu nevoia oamenilor să fie nu vânzarea clasică, deranjantă, obositoare, ci povestea mea cu produsele la mine pe profil, povestea mea cu oportunitatea la mine pe profil. Am încercat să fiu cât mai autentică și să transmit emoții în tot ceea ce am ales să folosesc și să promovez și să dau mai departe. Deci adun o echipă de 20-30 de, instruiește-te echipa să aibă 20-30 de consumatori, ajută-ți membrii echipei să identifice fiecare câte 5 oameni cheie. Urmează ciclul simplu al afacerii. Contactează, arată, ține o prezentare de business, înscrie, planifică-ți acțiunile. Toate astea te vor duce la manager. De ce manager? Pentru că manager înseamnă un stil de viață bun, de calitate, călătorii, dezvoltare personală, independență financiară, program de pensie și posibilitatea de calificare la simulentul de mașină. Lucrează cu 5 persoane cheie. Invită-i pe toți să facă aceiași pași mici pe care i-ai făcut tu, mici, dar importanti. Să folosească produsele, să dezvolte fiecare la rândul lui 20-30 de clienți, să găsească 5 persoane cheie și să instruiască pentru a duplica. Ce înseamnă duplicare? Înseamnă să dai mai departe ceea ce tu deja faci și asta este cheia unei afaceri solide. 125 de ore lucrate pentru afacerea ta înseamnă că tu, ca și Forever Business Owner, îți asumi să lucrezi minim 10 ore pe săptămână și de aici încolo îți poți dezvolta afacerea dacă aloci mai mult timp, 30 de ore, 50 de ore, 20 de ore, recomanzi mai departe produsele către consumatori. Asta aici ai avea nevoie de 5 ore pe săptămână și bineînțeles dacă aduci alături de tine acești 5 oameni cheie pe care tu să-i înveți să facă exact ce faci tu, fiecare va hotărâi la rândul lui câte ore vrea să aloce pe săptămână afacerii lui și în funcție de asta fiecare va avea propriile rezultate. Este un business în care suntem plătiți pentru timpul pe care îl investim, pentru cunoștințele pe care le dobândim, pentru provocările pe care ni le dăm și pentru cât de interesați suntem să acționăm consecvent. Oportunități de venit. Poți să fii doar reprezentant forever, cum credeam eu la început, că asta înseamnă business-ul, să fiu reprezentant, și să ai un venit între 200 și 400, aproximativ. Bineînțeles, venitul poate să fie și mai mare de atât, dar aici este o medie între 200 și 400 de euro pe lună ca și reprezentant. Adică tu comanzi produsele, beneficiezi de o reducere în funcție de nivelul pe care îl ai și le distribui mai departe clienților tăi. Poți fi lider de echipă și aici venitul crește considerabil între 800 și 2000 de euro pe lună. Asta înseamnă că ai o echipă, ai oameni pe care îi ajuți să facă acea duplicare, pe care îi ajuți să crească, să-și formeze fiecare bază de clienți, să aibă fiecare câte 5 linii, aici ar fi idealul 5 linii fiecare și să oamenii aceștia să te urmeze. Bineînțeles, câștigul tău este raportat la oamenii pe care i-ai în echipă. Poți fi un dezvoltator de afacere și aici vorbim de sume mult mai mari, între 2.000 și 20.000 de euro pe lună. Este doar o aproximare, dar depinde foarte mult de ce îți dorești tu și de asta o primă întrebare pe care o vei avea cu sponsorul tău în momentul în care spui da oportunității va fi cât vrei să câștigi și cât timp ești dispus să investești. Construirea unui business de succes. Punctul credit este moneda de schimb forever la nivel global. Este un sistem global de puncte alocate fiecărui produs. Un punct credit înseamnă aproximativ 160 de euro la preț de depozit și 228 de euro la preț recomandat de vânzare sau preț de site, preț de catalog. Cu toții ne dorim 4 puncte credit pe lună, asta înseamnă activul, asta înseamnă că învățăm să facem business-ul în mod corect, conștiincios și e foarte ușor să dăm mai departe
tot ceea ce știm deja să facem. Cum facem asta? Prin uz personal, prin recomandări de produse și prin recrutare. Cum suntem plătiți? În momentul în care te înscrii, ești novus customer, ai ocazia să te înscrii cu pachetul Dacia Forever, care te ajută să te califici direct la nivelul de asistent supervisor și să ai 35% reducere. Ai opțiunea de a te înscrie cu pachetul Touch și să sari direct la primul nivel în business, asistent supervisor, prima calificare, ai drept să-ți construiești echipa în toate cele 165 de țări și ai reducere 35% sau te poți înscrie cu o comandă mai mică. La nivelul de novus customer, ești la început de drum, încă nu ești considerat proprietar de afacere, încă nu ai dreptul să aduci oameni în linia ta directă, în afacerea ta, dar te îndrepti cu încredere spre cele două puncte în două luni consecutive ca să bifezi primul nivel, acela de asistent supervisor. Următorul nivel supervisor înseamnă un venit de aproximativ 250 de euro pe lună, înseamnă 25 de puncte în două luni calendaristice consecutive. În general, ai nevoie pentru acest nivel de 3-5 persoane în echipă, ai 38% reducere la produse și, bineînțeles, ai oameni alături de tine. E un nivel pe care îl recomandăm a fi bifat cu echipă, cu persoane alături. De ce? Pentru că ai cu totul altă satisfacție când bifezi nivelul cu ușurință, cu oameni alături, oameni pe care tu i-ai ajutat să fie activi, să își formeze baza de clienți și să crească alături de tine. Asistent manager, aproximativ 600 de euro pe lună, 75 de puncte în două luni calendaristice consecutive. În general, ai o echipă de 10-15 persoane, ai o reducere de 43% și dacă faci activul fiind considerat baza afacerii, primești un bonus de volum, care e diferența între reducerea ta și reducerea liniilor tale directe. De exemplu, tu ești asistent manager, ai 43% reducere, ai în linia ta directă un supervisor, bonusul tău de volum din echipa supervisorului va fi 5%. Ai un asistent supervisor, bonusul tău de volum va fi 8%. Deci, pe lângă faptul că ai reducere de 43%, îți faci activul cele 4 puncte pe lună, despre care v-am spus că sunt baza construirea afacerii și ești plătit de companie pentru comenzile echipei tale. Asta înseamnă că tu în permanență ai grijă ca oamenii tăi să se implice în business, să plaseze comenzi, să fie alături de tine în tot ceea ce organizezi, încerci să te ocupi de persoanele care ți se alătură și ești plătit în consecință. Nivelul de manager, de la 1200 de euro în sus pe lună, înseamnă 120 de puncte în două luni calendaristice consecutive sau 150 de puncte în 3 sau 4 luni calendaristice consecutive. Este un nivel care se face, bineînțeles, pe echipa. În general, ai nevoie de 15-25 de persoane în echipă, ai reducere 48% la produse și, la fel, ești plătit în funcție de echipa pe care ai construit-o, de comenzile care se plasează, de înscrierile pe care le faci tu. Bineînțeles că fiecare nivel are un anumit bonus de punctele novus customer. Oamenii pe care tu îi aduci în business, cu fiecare nivel pe care îl urci, bonusul tău pentru punctele oamenilor noi crește. La fel, diferența între reducerea ta de 48% și reducerea pe care o au liniile tale directe se transformă în bonus cu condiția bifării activului lună de lună. Ce înseamnă venit rezidual? Înseamnă că tu ești plătit în funcție de activitatea echipei tale. Tu, ca manager, ai 48% reducere, din prima generație poți lua 900 de euro, din a doua generație 450 de euro, din a treia generație 300 de euro. Asta înseamnă că ție, ca manager, îți poate veni un venit rezidual de 1600, 2400, 3600 de euro în funcție de câte linii manageriale ai, ceea ce este fantastic, ești plătit
de companie pentru acțiunile pe care le-ai făcut, acelea de a aduce oameni în business, de a ajuta să crească, de a ajuta să înțeleagă sistemul, de a recruta, tu recrutezi, îi înveți și pe ei să recruteze, îi ajut să-și construiască echipe și ești plătit și pentru activitatea pe care o prestează echipele tale. Ceva cu totul extraordinar, ce nu se întâmplă într-o corporație, de exemplu. Îți poți dobândi acest venit rezidual din oricare din cele 165 de țări în care Forever este prezent. Cum suntem plătiți? Un senior manager, ce înseamnă senior manager, are doi manageri sponsorizați personal, doi manageri în linie directă, câștigă 30.000 de euro pe an, aproximativ. Un selling manager are 5 manageri sponsorizați în linie directă, câștigă aproximativ 60.000 de euro pe an, un safir 120.000 de euro pe an, are 9 manageri în linie directă, un diamant safir câștigă 200.000 de euro pe an și are 17 manageri în linie directă și un diamant manager, 350.000 de euro pe an, are 25 de manageri în linie directă, adică 25 de manageri înscriși de el personal. Aici un chairman's bonus de 1.174.000 de dolari al numărului 1 în lume, Rolf Kip, este numărul 1 în lume, în Forever. Aici îl avem în poză cu familia lui frumoasă, cu soția lui, face ce zici împreună cu soția lui și copilașii. Este în business, dacă nu mă înșel, de 20 de ani și este cel mai bun. Cel mai bun pentru că îi dorește afacerea asta, o trăiește și nu se fiește să-și o asume și să o arate. O adevărată inspirație pentru noi toți și, bineînțeles, și cercul arată foarte, foarte bine. Cu toții putem ajunge aici. Stimulente. Da, așa e, lucrează cel mai mult. Stimulente, călătorii globale, două destinații extraordinare pe an, doar cele mai luxoase hoteluri. Întotdeauna compania Forever a ales tot ce este mai bun pentru colaboratorii ei. Întotdeauna a ales cele mai luxoase hoteluri, destinații extraordinare și a pus la dispoziția colaboratorilor ei servicii de cea mai bună calitate și e o companie care se dedică, care pune suflet în tot ceea ce face. Forever to Drive, până la 9.600 de euro pe an pentru mașina visurilor tale. Asta înseamnă că te poți califica la stimulentul de mașină de la nivelul de manager în sus și că compania te plătește pentru calificarea ta timp de 3 ani de zile, lună de lună, pentru bifarea acestui stimulent. Oameni ca mine, ca tine. Îi avem aici pe unii dintre oamenii de top din Forever România, oameni minunați pe care îi admir, pe care îi prețuiesc, pe care îi văd de fiecare dată și mă bucur de prezența lor, îmi iau energie de la ei, de câte ori i-am în fața mea la Success Day, la evenimentul în care ne conectăm unii cu alții fizic, odată la Dragon la Brașov. Mă uit în stânga jos și văd pe mentorii mei, pe oamenii care au construit echipa din care fac parte și nu pot decât să le transmit un mare mulțumesc atât lor, cât și tuturor celor care au făcut posibilă prezența mea aici, care au ales să facă oportunitatea asta și să continue și să nu renunțe și au trecut peste o mulțime de provocări. Eu care sunt în mediul online și mă bucur de afacerea asta din confortul casei, nu o să înțeleg niciodată prin câte încercări au trecut acești oameni ca să reușească. Un mare mulțumesc de la mine, cea care am venit după 20 de ani și care am reușit să bifez nivelul în mediul online după doar 10 luni. Mulțumesc că ați făcut asta posibil. Produse de calitate superioară, gelurile noastre de aloe vera, cele trei variante minunate, lipsește Freedom, care este pentru articulații. Suntem o piață de produse în creștere, o piață de wellness and beauty. Avem produse pentru controlul greutății, suplimente alimentare și băuturi nutritive, produse pentru sportivi și persoane pasionate de nutriție, produse de îngrijire a pielii, produse de îngrijire pentru bărbați.
De ce produsele Forever? Pentru că sunt fără erbicide și insecticide, au o echipă executivă formată din profesioniști cu experiență, îndeplinesc toate standardele de calitate riguroase, au o garanție de returnare și au certificări extraordinare la nivel internațional. Aloe Vera Forever Living Products este lider mondial în produse pe bază de aloe vera. Produsele sunt obținute prin un proces de stabilizare unic patentat, sunt produse de calitate superioară din ingrediente naturale sigure, nemodificate genetic. Revenind la partea de business, pachetul Touch of Forever este cel mai rapid și eficient mod de a-ți demara afacerea. Încep să câștigi bani imediat, având un pachet cu 19 dintre cele mai căutate și cele mai îndrăgite produse. Urci din start la nivelul de asistent supervisor, având o reducere de aici încolo de 35% și dreptul de a-ți construi echipe în toate cele 165 de țări, plus materiale de marketing incluse. Cum va funcționa pentru tine? Ia afacerea în serios, ia orice, în orice aventură nouă e nevoie de timp și efort. E nevoie să te provoci, e nevoie să schimbi un pic gândirea, ce spuneam la început, schimbă-ți gândirea și vei schimba viața, lasă-te instruit și participă la toate trainingurile Forever, ia-ți timpul necesar să ajungi la succes, fii motivat și deschis să lucrezi aproape de persoana care ți-a prezentat oportunitatea. Se spune că totul se întâmplă cu un scop. Oamenii apar în viața noastră cu un scop. Dacă cineva ți-a prezentat oportunitatea asta, înseamnă că ți se potrivește, poate fi pentru tine, lasă-te ghidat, ai un pic atitudinea aia de învățăcel pe care e nevoie să o ai ca să înveți de la cineva mai cu experiență și începe. Fii dispus să gândești și să visezi măreț și să stabilești obiective precise pentru tine și afacerea ta. Ia-ți angajamentul de a avea consumatori fideli, de a-ți construi echipă și de a dezvolta acele 5 persoane, care la rândul lor se dezvoltă fiecare 5 persoane, lucru care pe tine te va ajuta să crești. Fii pregătit să spui tuturor cu ce te ocupi. Fii mereu entuziast și optimist. E momentul să alegi. Dacă ești pregătit să îți iei viața în propriile mâini, să fii propriul tău șef, să fii stăpân pe propriul tău timp, să te arunci și să-ți construiești aripile în zbor, și să fii deschis, să cunoști oameni noi și să arăți că consumi, crezi, recomanzi niște produse extraordinare și o oportunitate minunată, spune da, înscrie-te și începe planificarea cu persoana care ți-a invitat în seara asta aici. Dacă nu e pentru tine și obiecțiile pe care le-am avut eu, tu le ai de 10 ori mai mari și mai puternice și crezi că nu e nicio șansă ca tu să ți le învingi, că nimeni nu te susține, că produsele sunt în continuare scumpe, că nu ai calități de lider și nu o să le dobândești niciodată, că nu mă crezi în vise, în oportunități și așa mai departe, că nu vei lua energie de la comunitatea noastră, spune nu și începe să folosești 2-3 produse. Fii deschis să folosești 2-3 produse și așteaptă să vezi rezultatele lor și vorbește cu persoana care te-a invitat în seara asta peste o lună. Și dacă răspunsul la alegerea ta este poate, încearcă să pui întrebările de care ai nevoie, întrebările pe care tu le simți că au nevoie de răspuns persoanei care te-a invitat în seara asta aici. Se pare că ne-am încadrat în timp și că închei așa. Dacă cineva îți oferă o oportunitate uimitoare, dar nu ești sigur că o poți face, spune da și apoi învață cum să o faci. Este exact ceea ce am făcut eu. Am spus da, mi-am urmat persoana care m-a invitat aici, am intrat în echipă, am cunoscut echipa, m-am bucurat de entuziasmul primului eveniment fizic Success Day. M-am conectat cu echipa la toate evenimentele online, offline, peste tot eram acolo ca să iau energie, să văd oameni care au reușit, să mă bucur de bucuria celor care urcă pe scenă și asta m-a ajutat atât de mult să mă calific la fiecare eveniment Success Day, la câte o nouă calificare, să aduc alături de mine oameni care, la fel ca mine, își doreau să se bucure de timp, să fie propriilor lor șefi, să nu lucreze 10-12 ore pe zi și să petreacă mai mult timp cu familia
și am reușit alături de toți cei care mi-au fost alături și vă garantez că dacă spuneți da, veți fi uimiți de câtă iubire, mărinimie, suport, susținere veți primi pe tot parcursul creșterii voastre. Tot ceea ce aveți de făcut este să nu renunțați, pentru că veți avea de-a face cu provocări. Dar asta este viața și acum ne confruntăm cu o provocare din care vom ieși mai puternici, mai curajoși și mai recunoscători pentru tot ceea ce avem. Sfatul meu pentru voi, gândiți-vă bine, puneți-vă limitările pe hârtie, dacă seamănă cu toate cele pe care le-am avut eu, să știți că toate pot fi învinse prin acțiune și prin a urma această frumoasă comunitate și a spune da oportunității. Iar pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți noi în mediul online, am un sfat simplu și ușor de urmat. Fiți prezenți pe Facebook, arătați-vă acolo, fiți deschiși să cunoașteți oameni noi, fiți deschiși să vă familiarizați un pic cu tehnologia, să faceți un filmuleț, să faceți un live, să faceți un story, să faceți un video. Începeți să vă spuneți povestea de produs și de business, faceți din fiecare experiență de-a voastră, o sesiune pe Kipa, o plimbare în parc, o livrare, faceți o poveste frumoasă, pentru că oamenii acum mai mult ca oricând au nevoie de povești, au nevoie de încredere, au nevoie să simtă că viața merge înainte cu încredere, cu curaj, că visele pot deveni realitate, oamenii au nevoie de oportunitatea noastră ca să se ridice, pentru că sunt persoane care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie de oportunitate online, flexibilă, de acasă și noi suntem cei mai în măsură să le dăm. Vă încurajez cu mare drag, vă sunt alături și vă transmit toate gândurile mele bune. Mulțumesc că m-ați urmărit, am depășit cu 5 minute, trebuie să ies. Vă pup, o seară frumoasă!